Doamne ajută, sunt preotul Gheorghe Mihail și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Ortodoxiei, o emisiune realizată pe HTV Live în colaborare cu Centrul Cultural Misionar Doxologia al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. În simbolul credinței pe care îl rostim de fiecare dată când se oficiază Sfânta Liturghie, noi mărturisim că noi credem într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Deci unul din atributele esențiale ale bisericii este unitatea. Și atunci când vorbim de unitate, nu putem să nu luăm în considerare și o anumită disciplină, dar în același timp și libertatea. Alte două noțiuni importante, atât pentru viața bisericii, cât și pentru viața credincioșilor. Dragii telespectatori, vă propun astăzi să urmăriți emisiunea Unitatea Creștină între disciplină și libertate, având ca invitat pe Părintele Dumitru Boboc, preot paroh la parohia Înălțarea Domnului Flora din Iași și inspector eparhial al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Să rămână, Doamne ajută, bine ați venit! Bine, v-am găsit. O mică precizare. Parohia Intrarea Domnului în Ierusalim, din cartierul Tătăraș Flora, ca să fim mai exacti. Cartierul Tătăraș Flora. Părinte inspector, e foarte importantă unitatea în biserică și în viața de familie. Acum, în cadrul bisericii, cum se poate păstra unitatea? Pentru că în biserică, biserica este un spațiu și al libertății, un spațiu în care putem să ne spunem propriile păreri. Am vrea să, pentru început, să delimitați până unde merge libertatea unui credincios în biserică, câtă libertate poate avea el în gândire, în manifestare, în exprimarea sentimentelor religioase, astfel încât să nu afecteze unitatea în lăcașul de cult. Deja enunțul temei prezentate dumneavoastră e puțin incitant în ce privește abordarea, pentru că nu e simplu să te miști între disciplină pe de o parte și libertate pe de altă parte, pentru că la prima vedere una anulează pe cealaltă. Dacă e disciplină, unde mai e libertatea? Iar dacă e libertate, mai putem vorbi de disciplină și totuși ele pot conviețui împreună. Iar în ce privește unitatea în biserică, între aceste două repere, putem vorbi de faptul că un credincios al bisericii se poate mișca liber în biserica ca și comunitate din care face parte, dar respectând anumite rigori pe care și le asumă din momentul în care se revendică a fi membru al acestei comunități. Manifestarea de plină a libertății credinciosului este în cadrul spovedaniei, mai ales, pentru că la spovedanie, în fața duhovnicului, el este liber complet să își pună sufletul pe tavă în fața duhovnicului și să își sondeze cât mai profund cele ce le are acolo, pentru a se purifica, pentru a se liniști, pentru a se vindeca, mai ales, dar și pentru a-și îmbunătăți viața sa sufletească, dar și viața sa în raport cu ceilalți. Unitatea în cadrul bisericii este o temă foarte importantă, mai ales în contextul de astăzi, când ne confruntăm, fie că vorbim la nivel de parohie, cu fel de probleme apărute, fie că vorbim la nivel de protopopiat, eparhie, episcopie, mitropolie și chiar la nivel mai larg de patriarhie. Pentru că după anii 90, nu-i așa, au pătruns fel de influențe și era firesc să pătrundă din moment ce este democrație, iar unii credincioși dintre ai noștri, vulnerabili fiind, din diverse motive, s-au lăsat mai mult sau mai puțin amăgiți de aceste influențe. Și atunci am constatat de-a lungul timpului că pe aici pe acolo unitatea bisericii s-a mai clătinat. Dacă vorbim de unitatea bisericii naționale, ortodoxe. Dacă revenim la comunitatea mică din parohie, constatăm că în multe situații
pe fondul unor orgolii, vanități aparent inexplicabile, se instaurează o anumită împărțire între credincioși. Ei nu se rup de biserică, dar se situează uneori, din păcate, într-o anumită tabără, să spunem, sunt cazuri izolate din fericire, dar sunt, în care o anumită tabără susțin o anumită idee în ce privește viața bisericii, iar altă grupare susțin o altă idee. Fericit este cazul când aceste dezbateri se desfășoară într-un cadru civilizat și fiecare își spun părerile, dar uneori se depășesc anumite granițe ale acestei bune cuvințe și totul escaladează în tensiuni și unele chiar separări mai dramatice. Probabil, de-a lungul discuției noastre, dacă va fi cazul, vom aduce și câteva exemple concrete în acest sens. Mișcarea aceasta între libertate și disciplină, v-am spus de la început că nu e simplă, nu e ușoară. Dacă ar fi să vorbim despre modul în care un credincios în viața bisericii trebuie să urmeze o anumită disciplină, trebuie să ne referim în primul rând la faptul că el, asumându-și apartenența sa la acea comunitate parohială, trebuie să urmeze niște reguli simple. Pornind de la faptul că trebuie să fie activ în viața bisericii, în viața parohiei, trebuie să participe cât de cât regulat la Sfânta Liturghie în primul rând și la alte activități liturgice și nu numai ale vieții parohiei, iar în ce privește libertatea, are libertatea de a-și expune un punct de vedere, de a veni cu idei, cu propuneri, cu inițiative și toate acestea conlucrează la bunul mers al comunității. Acum, disciplina, spuneați că impune, presupune, de fapt, anumite reguli. Cum găsim acele reguli în cadrul bisericii pentru a putea păstra disciplina respectivă? Sau cum se impune disciplina în biserică? Sunt anumite rânduieli. Cine a formulat aceste rânduieli și unde se găsesc ele? Dacă ne referim la viața parohiei, în cadrul unei parohii, fie că vorbim de o parohie din zona rurală sau din zona urbană, în fiecare comunitate parohială există niște cutume, în primul rând, poate nescrise, sigur, dacă sunt cutume, sunt nescrise, dar ele sunt cunoscute îndeopște de către cei care participă efectiv la viața parohiei. Și acestea se împărtășesc oral, prin dinamica tradiției și sunt îndeopște cunoscute. E drept că uneori aceste rânduieli sunt exagerate în anumite comunități și știm bine că chiar primim reproșuri adeseori din partea unor care vin mai rar la biserică, că atunci când intră, să spunem, la o slujbă, sunt atenționați de către cei mai vechi de acolo din biserică, să nu facă una, să nu facă alta, deranjând această permanentă atenționare și observare strictă. Ori și eu și alții preoți, periodic, atragem atenția și spunem credincioșilor mai consecvenți că nu e bine să procedeze în acest fel, ci trebuie să lăsăm libertatea omului care intră în biserică să se așeze unde vrea pentru început și el va învăța de-a lungul timpului o anumită rânduială. Dar a face observații chiar în timpul slujbei este ceva cu totul greșit. Sunt anumite, fiecare cred că nu trebuie atenționat, știe din bunul simț personal că într-o biserică trebuie să o anumită ținută, o anumită îmbrăcăminte decentă, în timpul slujbelor să nu vorbești, să nu vorbești la telefon, de exemplu. Sunt lucruri care țin de, la urma urmei, chiar de bunele maniere. Și acestea toate fac parte dintr-o disciplină aproape nescrisă, care vine din bunul simț al fiecăruia.
Bun, Sfinția voastră ați adus în discuție aceste reglementări care țin de viața creștină, de manifestarea credincioșilor în locașul de cult, dar aș vrea să aduc în discuție și acele manifestări sau acele situații în care unii oameni au anumite învățături greșite. Ei se consideră, de exemplu, credincioși ai bisericii, dar în același timp poate cred în reîncarnare, pentru că am întâlnit astfel de situații. Sau unii nu cred în Sfânta Treime, o dogmă, o învățătură foarte importantă pentru noi creștini. În astfel de situații, acei oameni mai sunt membri ai bisericii? Pentru că Deja, ei prin învățătura respectivă, cumva, nu mai împărtășesc acelea toate valorile și toate învățăturile esențiale ale creștinismului. intrăm într-o altă sferă a discuției noastre când vorbim de exemplu, cum spuneați, despre învățături greșite în legătură cu Sfânta Treime. Cine are, eu știu, îndoieli cu privire la Sfânta Treime, deja aproape singur se situează în afara bisericii. Nu e nevoie de o excomunicare, pentru că el singur, cum am spus, deja se dă deoparte din biserica ortodoxă. Ne mai vorbim de alte învățături greșite, spuneați de reîncarnare. Într-adevăr, e o temă din ce în ce mai des abordată de unii credincioși, chiar și la spovedanie, pentru că e tentant, nu-i așa? Să ai această credință care știm de unde vine, din religiile orientale și ele, cum spuneam, sunt tentante pentru că încurajează la o repetare a greșelilor, gândind că fac acum ceea ce e la îndemână pentru că mai am șanse într-o altă viață. Credința ortodoxă e clară în această privință, nu putem vorbi de reîncarnare. Viața este una și ne e dată cu un anumit scop spre a accede către mântuire prin ceea ce facem în această viață. Citeam de curând că există o relație foarte strânsă între a fi și a face, pentru că a face în viața aceasta îți asigură, de fapt, ființarea și peste existența aceasta trecătoare pământească. Existi, ești aici, dar prin ceea ce faci, trecând dincolo de viața aceasta, rămâi doar cu a fi, iar a face îți este îngăduit numai aici. Ori, tocmai în aceasta constă faptul că viața care e dată o singură dată, e ca o șansă pentru a fi dincolo. Dar e o discuție mai amplă și nu vrem să ne abatem de la subiect. Pentru acești oameni care își manifestă aceste, eu știu, îndoieli sau poate simple gânduri, e bine să vorbească cu duhovnicii lor și împreună cu duhovnicul, cu preotul paroh, cu cei care sunt mai inițiați în credința ortodoxă, să fie lămuriți. Și trebuie să încurajăm credincioșii noștri să întrebe acolo unde au îndoieli, unde au anumite întrebări, pentru că prin discuție, prin dialog pot afla. În ultima vreme au apărut pe aici, pe acolo, cazuri izolate și nu vrem să aprofundăm acest subiect foarte mult. Unii foarte puțini în legătură cu Sinodul din Creta, care s-au separat de biserică la rândul lor, dar sunt grupări mici, nesemnificative și sperăm că ușor, ușor își vor reveni și vor înțelege de fapt ceea ce trebuie și ceea ce este adevărat. Da, din păcate trebuie să luăm pentru moment o scurtă pauză, după care aș vrea să continuăm discuția noastră, abordând și tema unei discipline care trebuie să existe în rândul clerului, adică a ierarhiei, apoi și o disciplină și cum putem întâlni disciplina și libertatea în cadrul familiei creștine. Urmează o scurtă pauză, după care revenim la tema de astăzi.